Încă o măsură aberantă a actualilor guvernanți a creat haos în România. La primele ore ale dimineții, zeci de tiruri au intrat în București, claxonând și îndreptându-se spre Piața Victoriei, în fața guvernului. Haosul măsurilor restrictive, scumpirile asigurărilor, carburanților și diurnelor sunt principalele probleme pentru care transportatorii au decis să protesteze. Marcel Ciolacu, președintele PSD România, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare cu privire la această situație. România este singurul stat european care impozitează diurna. Efectele acestei decizii fiscale sunt devastatoare, cu atât mai mult cu cât taxarea se face retroactiv, penalitățile fiind imposibil de plătit de vreo firmă. Această situație a creat haos, iar zeci de tiruri sunt oprite în fața guvernului, în Piața Victoriei, unde are loc un protest. Marcel Ciolacu, președintele PSD România, este alături de transportatorii rutieri și a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, în care a criticat în termeni duri măsurile luate de actualul guvern. Sunt alături de transportatorii care protestează în fața guvernului. Actuala putere îi supune unei mari nedreptăți. În plină pandemie, statul le cere să plătească retroactiv impozite suplimentare de sute de milioane de lei pentru diurnele șoferilor. Așa știe să ajute economia această guvernare eșuată, dând în cap unui sector strategic prin penalități imposibil de plătit. De aceea trebuie dat jos rapid acest guvern. Deciziile sale aberante îngroapă zilnic România. Transportatorii protestează și din cauza impunerii plasării în carantină a șoferilor profesioniști care revin din țării roșii și galbene, din punct de vedere al gradului de risc de contaminare cu COVID-19 dacă nu sunt vaccinați sau nu au avut COVID-19 în ultimele 3 luni. Această constrângere stabilită de guvern este unică în Europa, susțin asociațiile de transportatori.